Primăria Suceava dezvoltă un parteneriat de colaborare cu Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității Ștefan cel Mare din municipiul Reședință de Județ. Obiectul acestui protocol este patinoarul artificial al administrației locale. Primarul Sucevei Ion Lungu a precizat că inițiativa acestui parteneriat aparține Facultății de Educație Fizică. De această dată pentru un parteneriat cu patinarul municipiului Suceava, în vederea promovării patinajului sportului de iarnă de către cei de la Universitatea Suceava, este o altă colaborare care avem cu Universitatea, ceea ce arată relații bune de parteneriat dintre primărie și Universitatea. Ne dorim, bineînțeles, să promovăm și niște proiecte europene împreună și sper în zona inovativă să putem realiza un asemenea proiect.